Există alianța PNL-USR Plus la Buzău? Funcționează? A fost întrebarea care i-a fost adresată liderului PNL în cadrul emisiunii Campus.pi. Din răspunsul oferit, Gabriela Vrămescu a lăsat să se înțeleagă că până la acest moment nu a avut discuții cu cei doi lideri politici ai USR Plus. Din punctul meu de vedere, eu nu văd motive de a nu funcționa. Doar că încă n-am înțeles mecanismul de lucru cu dumnealor, pentru că acolo sunt doi reprezentanți, sunt două partide într-o alianță și eu până acum n-am reușit să vorbesc niciodată cu amândoi la un loc. Am vorbit pe rând. Și de asta nu înțeleg cum funcționează acolo, dar probabil ne vom lămuri la București, pentru că se pare că doar așa, să căutăm o soluție acolo, că vă spun, am discutat și cu reprezentanții USR, am discutat și cu reprezentanții Plus, dar niciodată n-am discutat cu ei împreună. De altfel, deputatul Avrămescu a făcut un apel public la liderii politici cu care ar trebui să facă alianță la Buzău să vină împreună la discuții. Și tocmai de asta chiar fac un apel public. Dom'le, hai să discutăm dacă vrem să discutăm și ne interesează. Așezați-vă la masă și după aia veniți și discutați cu noi, pentru că la noi, clar, la noi e o echipă, la noi în momentul ăsta s-a pornit pe un drum foarte clar, noi știm ce ne dorim, știm ce proiecte avem, că acum, nu știu, dar pentru județul Buzău, în afară de proiectul ăla cu fără penali, nu prea am văzut vreun proiect concret. În luna decembrie anului trecut, PNL, USR Plus și UDMR au semnat acordul de guvernare, iar la momentul respectiv, partidele au promis că vor promova oameni competenți în funcțiile publice și că nu vor încuraja clientelismul și nepotismul.